Chemarea Șambalei. Tăceam. Yin conducea liniștit. Ieșeam din Lhasa spre munți. Mă întrebam ce voia să spună biletul lui Will. De ce a hotărât să plece singur? Cine erau dachinii? Eram gata să-l întreb pe Yin când am văzut un camion militar chinezesc într-o intersecție puțin mai în față. Am tresărit. Un val de agitație îmi năpădea corpul. Ce făceam? Tocmai văzusem siguranța chineză în fața hotelului unde trebuia să ne întâlnim cu Will. Poate că și aceștia ne căutau. Stai, Yin, am spus. Vreau să ne întoarcem la aeroport. Este mult prea periculos pentru mine. Yin m-a privit alarmat și Will a spus, ai citit biletul, are nevoie de tine. Da, dar el e obișnuit cu lucrurile astea, nu cred că se așteaptă ca eu să mă bag în primejdii. Dar te-ai băgat deja, trebuie să ne depărtăm de Lhasa. Unde mergem, am întrebat. La mănăstirea lui Lama Ringen, lângă Sigatre. O să ajungem târziu. Există telefon acolo? Da, cred, dacă funcționează. Yin s-a concentrat din nou asupra drumului. Bine, mă gândeam. Nu aveam de gând să mă grăbesc să plec fără un aranjament prealabil. Am mers ore întregi pe drumul acela plin de hârtoape, de camioane supraîncărcate și mașini vechi. Locul era urât, un amestec de instalații industriale, inestetice, printre care se iveau pasaje magnifice. După ce s-a întunecat, am ajuns și noi. Am intrat în curtea unui bloc de beton. Un câine mare și lățos era legat lângă un garaj și lătra furios. Asta e casa lui Lama Ringen? Rigden? Am întrebat. Nu, a spus Indai, dar îi cunosc pe cei de aici. Putem face aprovizionarea cu hrană și benzină, s-ar putea să avem nevoie mai încolo. Vin imediat. L-am urmărit din priviri cum se îndepărta. Ușa a fost deschisă de o femeie tibetană în vârstă care l-a îmbrățișat. Yin a făcut un semn spre mine și a spus ceva ce n-am înțeles. Mi-a făcut semn să intru și eu în casă. O clipă mai târziu am auzit scârțitul unor frâne afară. Yin a sărit la fereastră și s-a uitat printre draperii. Am și sărit și eu în spatele lui. În întuneric am reușit să disting o mașină neagră fără număr pe șosea la vreo 50 de metri depărtare. Cine este? Am întrebat. Nu știu, a spus Yin. Du-te până afară și ia bagajele noastre din mașină. L-am privit întrebător. E în regulă, mi-a spus. Grăbește-te. Am ieșit și m-am îndreptat înspre jeep, încercând să nu mă uit spre mașina cea neagră. Am luat repede rucsacul meu și pachetul lui Yin și am revenit în casă. Yin era tot la fereastră. Uite-i că vin, a spus dintr-o dată. Am văzut luminile unei mașini în curte. Yin a înfășcat pachetul și m-a tras după el spre ușa din dos pe întuneric. Trebuie să plecăm de aici, mi-a strigat în timp ce alergam pe o potecă între două movile pline de pietre. Spre groaza mea, privind înapoi, am văzut agenții în uniformă care încercuiau casa. O altă mașină a oprit în curte și alți agenți au pornit spre împrejurimi. Dacă continuăm să mergem pe unde mergeam, urmau să ne prindă imediat. Yin, stai, am șoptit, ne vor tăia calea. S-a oprit o clipă. Hai la stânga, a spus, o să încercăm să-i ocolim. Doar că alți agenți alergau deja într-acolo. Puteam fi văzuți. Am privit în jur și ceva mi-a atras atenția printre povârnișuri. O potecuță îngustă era sensibil mai luminoasă. Trebuie să urcăm direct pe acolo, am spus din instinct și am arătat direcția luminoasă. Am pornit-o pe acolo. Ne-am cățărat printre pietre în timp ce agenții se apropiau. În vârful unei coline, unul dintre ei părea să stea chiar în fața noastră. Ne-am ascuns între doi bolovani. Spațiul din jurul nostru părea mai luminos. Omul nu era la mai mult de 20 de metri și se mișca spre un loc de unde urma să ne vadă clar. Doar că s-a oprit brusc, a privit în jur, a mai făcut câțiva pași și s-a răzgândit, întorcându-se de unde venise. După câteva clipe l-am întrebat pe Yin în șoaptă dacă credea că fusesem văzuți. Nu cred, a spus el, hai să mergem. Am mai urcat vreo 10 minute înainte de a ne opri pe o surplombă de unde puteam vedea locul din care fugisem. Veniseră mai multe mașini. Una dintre ele era a poliției și avea un girofar roșu. Tot ce vedeam mă umplea de teamă. Nu mai aveam nicio îndoială. Pe noi ne căutau. Yin privea și el spre casă cu mâinile tremurânde. Ce vor păți prietenii tăi? Le-am întrebat, speriat de răspunsurile posibile. Yin a privit cu lacrimi de furie în ochi, apoi s-a întors și a început din nou să urce. Am mai mers câteva ore conduși de lumina lunii, din când în când ascunsă în nori. Voiam să întreb despre legende, dar Yin era întunecat și grav. Surs în vârful dealului s-a oprit și a spus că trebuie să ne odihnim. Ne-am așezat pe niște pietre, el cu spatele la mine, la câțiva metri distanță. De ce ai fost atât de sigur că acesta e drumul? M-a întrebat, fără să se întoarcă. Am tras aer în piept. Am văzut ceva.
am spus într-un târziu. Am văzut o lumină, mi s-a părut că trebuia să mergem pe acolo. S-a întors cu fața spre mine. Ai mai văzut așa ceva și înainte? M-a întrebat. Am încercat să-mi stăpânesc teama. Inima îmi bubuia, de-abia puteam vorbi. Da, am spus de multe ori în ultima vreme. A rămas tăcut cu ochii îndreptați spre întuneric. Yin, știi ce se întâmplă? Am întrebat. Legenda ar spune că primim ajutor. De la cine? A privit din nou în lături. Yin, trebuie să-mi spui ce știi. Nu mi-a răspuns. Este vorba de ceea ce Will a numit Dakini. Din nou, niciun răspuns. Am simțit un val de mânie. Yin, spune-mi ce știi. A sărit în picioare. Ne este interzis să vorbim despre unele lucruri. Nu înțelegi? Numai rostirea acelui cuvânt poate să lase un om mut sau orb mai mulți ani. Aceștia sunt păzitori. Aceștia sunt păzitorii Shambhalei. Și-a scos haina și s-a întins pe o piatră lată. Și eu mă simțeam obosit. Nu puteam gândi. Trebuie să dormim, a spus Yin. Te rog să ai răbdare. Vei afla mai multe mâine. M-am întins și eu și am adormit adânc. O rază de lumină strecurată printre două vârfuri m-a trezit. Am sărit în picioare și am văzut că Yin nu mai era acolo. Dispăruse. Am privit în jur, l-am căutat. Mă durea fiecare fibră a corpului. Yin nu era nicăieri. Fir ar să fie, mi-am spus, habar n-aveam unde mă aflam. Mi-era frică, am așteptat vreo jumătate de oră uitându-mă la peisaj, dealuri întunecate, văi pline de verdeață, dar Yin tot nu a apărut. M-am ridicat din nou și am observat atunci că la baza pantei dealului era o potecuță pietruită. Mi-am luat rucsacul și am coborât până acolo și apoi am apucat spre nord. După câte mi-aminteam, trebuia să mă apropii de Lhasa în această direcție. Nu făcusem niciun kilometru când am văzut oameni la vreo 100 de pași în față. M-am ascuns între stânci încercând să-i urmăresc fără să fiu văzut. Au trecut pe lângă mine. Era o familie, un bătrân, un bărbat și o femeie de vreo 30 de ani și doi băieți adolescenți. Duceau niște saci uriași. Bărbatul cel tânăr împingea un căruț plin de lucruri. Arătau ca niște refugiați. Am simțit impulsul de a întreba despre drumul pe care mergeau, dar mi l-am reprimat. Mi era teamă că ar fi putut să mă toarne pe undeva mai târziu, așa că i-am lăsat să treacă. Am așteptat vreo 20 de minute și am pornit după ei. După vreo 3 km pe drum era o curbă printre câteva dălușoare. Sus, pe o colină, am putut vedea mănăstirea. Am părăsit drumul și am urcat pe stânci până în apropierea ei. Era făcută dintr-o cărămidă de culoarea nisipului. Avea un acoperiș plat, vopsit în brun și era formată din două corpuri, de o parte și de alta unei clădiri principale. Nu se vedea nicio mișcare. Am crezut o clipă că locul era pustiu. Aproape imediat, ușa de la intrare s-a deschis și am văzut un călugăr îmbrăcat în robă roșie, ieșind din clădire, începând să lucreze în grădină, lângă un copac care creștea singuratic în dreapta edificiului. Părea destul de inofensiv, dar am hotărât să nu-mi forțez norocul. M-am întors la drum, l-am traversat și am făcut o ocolire mare spre stânga. Apoi am reluat drumul. Soarele era destul de puternic și vremea era supărător de caldă. După mai mult de un kilometru, am auzit zgomote. Am fugit după o piatră și am ascultat cu atenție. La început am crezut că era o părere, dar de fapt auzeam oameni vorbind la o distanță destul de mare. Cine putea fi? Cu mare grijă am urcat, încercând să am o perspectivă mai largă asupra văii de dedesubt. Am înlemnit. Sub mine era un refugiu unde erau parcate 3 jeepuri militare. Mai mulți soldați în jur fumau și vorbeau. M-am tras înapoi și am încercat să-mi găsesc o ascunzătoare. De acolo am auzit alte zgomote. Un elicopter. Cuprins de panică, am fugit cât mai departe de drum. Am încercat să sar peste o apă și am alunecat. M-am udat zdraven până la genunchi. Am fugit din nou mai departe și am alunecat din nou, de data aceasta căzând zdraven. Mi-am rupt pantalonii și mi-am scrântit piciorul. M-am ridicat din nou și am fugit din nou în căutarea unei ascunzători. Elicopterul se apropia. M-am furișat cât am putut și am încercat să mă înghesui sub o piatră când am simțit apucat și tras într-o văgăună. Era Yin. Am stat într-o liniște perfectă, așteptând ca elicopterul să treacă de noi. E un Z-9, a spus Yin. Părea și el panicat, dar și furios în același timp. De ce ai plecat de la tabăra noastră? Aproape că mi-a strigat. Tu ai plecat, i-am spus. N-am lipsit mai mult de o oră. Trebuia să mă aștepți. Frica și furia au izbucnit în mine. Să aștept? Tu de ce nu mi-ai spus că pleci? Nu terminasem ce aveam de spus, dar elicopterul se întorcea. Ce facem? Am întrebat. Aici nu mai putem rămâne. Înapoi în mănăstire, a spus Yin. Eu de acolo veneam. Ne-am ridicat și ne-am uitat după elicopter. Din fericire o luase spre nord.
Altceva mi-a atras atenția, călugărul de adineaur venea drept spre noi. Ajungând lângă noi, i-a spus ceva lui Yin în tibetană și apoi s-a uitat la mine. Vino, te rog, a spus în engleză apucându-mă de braț. Am traversat o curte interioară unde se găseau mulți tibetani cu bagaje. Unii dintre ei păreau foarte săraci, ajuns la clădirea principală, un călugăr a deschis în fața noastră ușile mari de lemn și ne-a lăsat să trecem într-un coridor unde mai erau și alți tibetani cu bagaje. Am recunoscut familia pe care o văzusem pe drum. Mă priveau cu căldură. Yin a văzut că mă uitam la ei și m-a întrebat de unde îi cunoșteam. I-am povestit despre întâlnirea de pe drum. Erau acolo pentru că trebuiau să te conducă aici, mi-a spus Yin, dar tu ai fost prea fricos ca să urmezi evenimentul sincron. Mă privea cu severitate. L-am urmat pe călugărul care ne conducea și am ajuns într-un birou cu rafturi de cărți. Câteva bănci și câțiva cilindri cu rugăciuni. Ne-am așezat în jurul unei mese sculptate. Călugărul și Yin vorbeau de zor în tibetană. Stai să-ți văd piciorul, am auzit o altă voce în spate. Era un călugăr venit cu o trusă medicală într-un coș. Fața lui Yin s-a luminat. Voi vă cunoașteți, am exclamat. Călugărul nou venit mi-a întins mâna. Mă numesc Jampa, a spus. Yin mi-a spus. Jampa e cu Lama Rigdan, de 10 ani deja. Cine este Lama Rigdan? Jampa și Yin s-au privit nesiguri. Nu știau cât să-mi spună. Ți-am povestit despre legende, a spus Yin într-un târziu. Lama Rigdan le înțelege mai bine decât oricine. El este un expert în Shambhala. Spune-mi exact ce ți s-a întâmplat, mi-a spus Jampa, pregătindu-se să-mi examineze piciorul. L-am privit pe Yin, care cu o mișcare a capului m-a îndemnat să vorbesc. Trebuie ca Lama să afle ce ți s-a întâmplat, a continuat Jampa. I-am povestit tot ce se întâmplase de la venirea în Lhasa. Dar înainte să vii în Tibet, ce ți s-a întâmplat? M-a întrebat din nou. I-am spus despre fica vecinului meu și despre Will. El și Yin s-au privit. Ce crezi despre toate astea? M-a întrebat Jampa din nou. Cred că lucrurile care se întâmplă aici mă depășesc, am spus. Mă gândesc să mă întorc la aeroport. Nu asta am vrut să știu, mi-a spus Jampa. Astăzi de dimineață, când ai văzut că Yin a plecat, la ce te-ai gândit? Care a fost atitudinea ta? M-am speriat, știam că chinezii mă puteau găsi imediat. Am încercat să mă orientez, să mă întorc la Lhasa. Jampa s-a întors încruntat spre Yin. Habar n-are despre câmpurile de rugăciune. Yin a dat din cap și s-a uitat în altă parte. Am vorbit despre ele, am spus eu, dar nu știu cum operează. Ce știi despre elicopter? Suntem căutați? Jampa a zâmbit și mi-a spus să nu-mi fac griji că mă aflu în siguranță. Am fost întrerupți de alți călugări care au venit cu supă, ceai și pâine. În timp ce mâncam, mintea părea că să mi se limpezească și am început să evaluez situația. Trebuia să știu imediat totul. L-am privit pe Jampa cu multă hotărâre. El mi-a întors privirea caldă. Știu că ai multe întrebări, mi-a spus. O să încerc să-ți dau câte răspunsuri pot. Noi, aici în Tibet, suntem un cult special, atipic. Multe secole am îmbrățișat credința că Shambhala este un loc real. La fel, am menținut legendele vii, înțelepciunea transmisă oral, mai veche decât Kala Chakra. Devotați integrării adevărurilor tuturor religiilor. Mai mulți dintre lamașii noștri se află în contact cu Shambhala prin vise. Acum câteva luni, prietenul tău, Will, a început să apară în visele despre Shambhala ale lui Rama Rigdan. Nu la multă vreme, Will a ajuns la mănăstirea noastră. Lama Rigdan a acceptat să-l întâlnească și a aflat că și Will avea vise despre Shambhala. Ce-a spus Will? Am întrebat. Unde s-a dus? A dat din cap. Mă tem că trebuie să aștept să vezi dacă Lama Rigdan va fi de acord să-ți dea această informație el însuși. Și chinezii? L-am întrebat pe Jampa. Ei ce caută? Jampa a dat din numeri. Nu știu. Probabil bănuiesc ce se întâmplă. Doar un lucru să-ți mai spun. Se pare că în toate visele apare și o altă persoană, un american. Jampa s-a oprit o clipă și s-a plecat ușor. Prietenul tău, Will, nu era sigur, a continuat el, dar se pare că este vorba despre tine. După o baie bună și schimbarea hainelor cu altele curate, aduse de Jampa, am ieșit în curte. Câțiva călugări lucrau în grădina liniștiți. Ideea de chinez le era complet străină. M-am uitat spre munți, spre cer, nici urmă de elicoptere. Vrei să stai pe o bancă? Am auzit o voce din spate. Era Yin. Am mers împreună și am trecut prin câteva terase acoperite cu plante ornamentale și legume până când am ajuns lângă un altar budist. Orizontul era stăpânit de un munte uriaș spre nord,
Dar în sud aveam o panoramă asupra zeci de kilometri de văi. Mulți oameni mergeau pe drum împingând cărucioare. Unde-i lama? Am întrebat. Nu știu, mi-a răspuns Yin. Încă nu a fost de acord să vă întâlniți. De ce nu? Nu știu, a spus Yin dând din cap. Crezi că știe unde este Will? Yin a clătinat din nou din cap. Crezi că ne caută din nou chinezii aceia? Am întrebat. Yin a ridicat din număr și a privit în gol. Îmi pare rău că energia mea e atât de slabă, a spus el. Nu te lăsa influențat. Mă copleșește furia. Din 1954, chinezii distrug sistematic cultura tibetană. Uită-te la toți oamenii aceștia, mulți dintre ei sunt fermieri, care au fost dați afară de pe pământul lor, deoarece chinezii au o altă viziune asupra economiei. Alții sunt nomazi, care mor de foame pentru că această politică a comunităților le-a distrus modul de viață. Strângea din pumni. Chinezii fac aici ce a făcut Stalin în Manciuria, a continuat. Aduc mii de etnici chinezi în Tibet pentru a dezechilibra cultura locului și a impune modul lor de a vedea lucrurile. Cer ca școlile să predea numai în limba chineză. Dar de ce vin toți oamenii aceștia aici, am întrebat. Lama Rigden și călugării de aici îi ajută mult pe săraci care o duc mai rău decât oricând. De asta chinezii îi lasă în pace. Le rezolvă niște probleme și astfel populația nu se revoltă împotriva dominației lor. Yin a spus aceste cuvinte cu un ton care mă făcea să cred că avea resentimente față de lama. N-am vrut să spun că lama cooperează prea mult, a adăugat el repede, doar că faptele chinezilor sunt teribile. Din nou a strâns din pumni și din dinți. Mulți am crezut la început că guvernul chinez va respecta modul de viață al tibetanilor, că Tibetul va face parte din națiunea chineză fără a pierde totul. Dar guvernul este hotărât să ne distrugă. E clar acum. Trebuie să nu le permitem. Vrei să spui că trebuie să vă luptați cu ei? Am întrebat. Yin, știi bine că nu aveți cum să-i bateți. Știu, știu, a spus Yin. Doar că mă înfurie cumplit ce fac ei cu noi. Într-o zi, războinicii Shambhalei vor veni și îi vor învinge pe acești monștri. Ce? Aceasta este o profeție pe care poporul meu o cunoaște. M-a privit, clătinând din cap. Știu, a mai spus, știu că trebuie să-mi stăpânesc furia. Îmi distruge câmpul de rugăciune. S-a ridicat brusc în picioare și a spus. Mă duc să văd dacă Jampa a vorbit cu lama. Iartă-mă o clipă. S-a înclinat ușor și a plecat. O vreme am privit depărtările, încercând să înțeleg ce înseamnă ocupația chineză. Am avut impresia că aud un elicopter, dar nu se vedea niciunul. Știam că mânia lui Yin era justificată. M-am mai gândit o vreme la realitatea politică din Tibet. Mi-am amintit că de aici puteam da un telefon și m-am întrebat dacă era cazul să încerc o convorbire internațională. Eram pe punctul de a intra în clădire când mi-am dat seama cât de obosit eram. Am respirat profund de câteva ori și am început să mă concentrez asupra frumuseții din jur. Munții înzepeziți și verdele și brunul din peisaj alcătuiau contraste minunate. Cerul era de un albastru intens, cu doar câțiva nori departe spre apus. Am observat că doi călugări aflați într-o vale mai jos mă priveau cu intensitate. M-am întors să văd dacă nu mai era și altceva, dar nu era. Le-am zâmbit. După câteva minute, unul dintre ei a urcat spre mine. Avea în brațe un coș cu unelte. Când a ajuns lângă mine, s-a înclinat politicos și a început să sape un strat de flori la câțiva metri mai încolo. După câteva minute, a venit și celălalt care s-a apucat să facă același lucru. Din când în când, mă priveau cu ochii întrebători. Am respirat adânc de câteva ori și m-am concentrat din nou spre depărtări, gândindu-mă la ceea ce spusese Yin despre câmpul de rugăciune. Era îngrijorat că mânia sa la adresa chinezilor îi va submina energia. Oare ce voia să spună cu asta? Am simțit dintr-o dată căldura soarelui și o anume pace pe care nu o cunoscusem de când venisem aici. Am mai tras o dată adânc aer în piept, cu ochii închiși și am perceput o mireasmă foarte fină de flori. Prima idee care mi-a venit a fost că unul dintre călugări voia să-mi dea o floare. Am deschis ochii. Nu era așa. Briza aducea spre mine acel parfum care nu venea de nicăieri. Călugării își lăsaseră uneltele și mă priveau cu gurile căscate ca și cum ar fi văzut o mare ciudățenie. Am privit din nou în spate, încercând să-mi dau seama ce se întâmplă. Văzând că m-au deranjat, călugării și-au strâns rapid uneltele și aproape că au fugit spre mănăstire. I-am urmărit din ochi. Robele roșii le fluturau. De vreo două ore au privit peste umăr să vadă ce făceam. De cum am intrat în mănăstire, mi-am dat seama că ceva nu era în ordine. Toți călugării mă priveau și își vorbeau în șoaptă. M-am dus la mine în cameră gândindu-mă cum să-l întâlnesc pe Jampa și să-l întreb de telefon. Eram într-o stare mai bună, dar aveam serioase îndoieli în privința spiritului meu de conservare.
Mă lăsam târât în lucrurile care se petreceau în loc să încerc să plec. Cine putea ști ce soartă mă așteaptă dacă mă prindeau chinezii? Oare știau cum mă cheamă? Poate că era prea târziu ca să mai dispar. Exact când m-am hotărât să ies să-l caut, Jampa a intrat în cameră. Lama a acceptat să te întâlnească, a spus. E o mare onoare. Să nu ai nicio teamă, vorbește engleza foarte bine. Mă simțeam puțin nervos. Jampa aștepta. Trebuie să te conduc la el, mi-a spus. L-am urmat, am trecut printr-o cameră foarte mare, cu tavanul înalt și am intrat într-o încăpere foarte mică. 5 sau 6 călugări cu cilindri, cu rugăciuni și eșarfe albe ne așteptau. Era și Ina acolo. Aceasta este camera de întâmpinare, mi-a șoptit Jampa. Interiorul era de lemn pictat în albastru deschis. Bazoreliefuri și mandale ornau pereții. Am așteptat câteva minute. Lama a apărut, înalt, îmbrăcat în roșu, exact la fel ca și ceilalți călugări. După ce a privit pe fiecare dintre cei de față, i-am făcut un semn lui Jampa. Și-au atins frunțile și i-a șoptit ceva la ureche. Jampa s-a întors imediat și a făcut un gest, după care toți călugării au venit din sală. Yin, în timp ce ieșea, mi-a aruncat o privire și a dat ușor din cap. Am luat gestul drept o dovadă de încurajare. Călugării, trecând pe lângă mine, mi-au dat eșarfele lor și m-au privit la fel de încurajator. După ce am rămas în încăpere, Lama mi-a făcut un semn să vin să mă așez pe un scaunel cu spătar drept, lângă el. M-am înclinat ușor și m-am așezat. Mulțumesc pentru că m-ai primit, am spus. S-a înclinat și a zâmbit, apoi m-a privit cu mai multe minute. Pot să te întreb ceva despre Wilson James, prietenul meu, am spus. Știi unde se află? Ce știi despre Shambhala, m-a întrebat într-un târziu. Cred că mi-am închipuit întotdeauna că este un loc imaginar, o fantezie, ca și Shangri-La. Lama și-a îndreptat spinarea și a răspuns cu indiferență. Este un loc real și există ca o parte a comunității umane. Atunci de ce nu l-a descoperit nimeni? De ce atât de mulți budiști vorbesc despre Shambhala ca despre starea minții sau un mod de viață? Pentru că Shambhala reprezintă și un mod de viață și o stare a minții. Este foarte bine deschisă prin aceste cuvinte. În același timp, este și un loc unde oamenii vii au atins această stare de comuniune. Ai fost acolo? Nu, încă nu am fost chemat. Atunci cum pot fi atât de sigur? Am visat Shambhala de atâtea ori ca și mulți alții pe pământ. Ne comparăm visele și sunt atât de asemănătoare încât trebuie ca acel loc să existe cu adevărat. Am păstrat această cunoaștere sacră, legende, explicații ale relației noastre cu această comunitate sacră. Ce fel de relație? Noi păstrăm această cunoaștere așteptând vremea când Shambhala va ieși la iveală și se va arăta tuturor oamenilor. Yin mi-a spus că se crede că războinicii Shambhalei vor apărea și îi vor învinge pe chinezi. Mânia lui Yin este foarte periculoasă pentru el însuși. Greșește așadar. Vorbește dintr-un punct de vedere pământesc și vede înfrângerea ca un războinic, o luptă fizică. Nu știm încă felul în care se va împlini această profeție. Trebuie ca mai întâi să înțelegem Shambhala. Știm că va fi un fel de bătălie. Ultima lui afirmație mi s-a părut cifrată, dar se comporta într-un mod atât de înțelegător încât nu m-am simțit confuz. Noi credem, a continuat Lama Rigden, că momentul în care Shambhala va fi cunoscută este foarte aproape. Cum poți ști asta? Tot prin vise. Prietenul tău, Will, a fost aici, așa cum deja ai auzit. Acest fapt a fost un mare semn pentru că l-am visat înainte. Și el a simțit mireasma și a auzit șoapta. Eram uluit. Ce mireasmă? Cea pe care ai simțit-o și tu mai devreme, mi-a zâmbit el. Acum se legau toate și reacția călugărilor și primirea aceasta. Și tu ai fost chemat, a adăugat el. Mireasma aceasta este un lucru foarte rar. Eu am mai fost martor la așa ceva doar de 2 ori, odată cu învățătorul meu și a doua oară cu prietenul tău. Acum s-a întâmplat și cu tine. N-am știut dacă să te întâlnesc sau nu. Este periculos să vorbești despre aceste lucruri în van. Ai auzit vocea? Nu, am spus. Nu înțeleg ce fel de voce. Este tot o chemare a Shambhalei. Așteaptă-te să auzi un sunet cu totul deosebit. Vei ști atunci când îl vei auzi. Lama, eu nu sunt sigur că vreau să merg. Locul acesta mi se pare foarte periculos. Chinezii știu cine sunt. Aș vrea să mă întorc în Statele Unite cât mai curând posibil. Poți să-mi spui unde este Will? Este undeva aproape? Lama a dat din cap, cu un aer trist. Nu, mi-e teamă că este hotărât să meargă înainte.
Am rămas tăcut. Multă vreme, lama n-a făcut decât să mă privească. Mai este ceva ce trebuie să știi, mi-a spus într-un târziu. Reiese clar din toate visele că, fără tine, Will nu va supraviețui încercării pe care o face. Trebuie să fii și tu acolo ca să reușească. M-a cuprins frica. Nu asta vroiam să aud. Legenda spune, a continuat lama, că în Shambhala fiecare generație are un destin, care este subiect cunoscut și dezbătut. La fel se întâmplă și cu oamenii din afara Shambhalei. Câștigi multă putere și multă claritate privind ce curaj a avut generația dinaintea noastră. M-am întrebat unde vroia să ajungă cu această idee. Tatăl tău mai trăiește? M-a întrebat. A murit acum câțiva ani. A luptat în războiul mondial? Da. În lupte directe? Da, în aproape tot războiul. Ți-a povestit despre lucrurile care l-au speriat cel mai tare? Întrebarea lui mi-a adus în minte discuții pe care le aveam cu tata când eram tânăr. Am încercat să-mi amintesc. Probabil că aterizarea în Normandia în 1944 pe plaja Omaha. A, da, a exclamat lama. Am văzut filme despre invazie. Tu ai văzut? Da, și m-a impresionat foarte mult. Vorbeau despre soldații aflați între frică și curaj, a continuat el. Da, crezi că tu ai fi putut să faci așa ceva? Nu știu, nu-mi închipui cum au putut ei. Poate că le-a fost mai ușor, pentru că aceasta a fost chemarea unei întregi generații. Toți au simțit-o la un anumit nivel. Unii au luptat, alții au produs arme, alții au asigurat hrană. Au salvat cu toții lumea din unul dintre cele mai mari pericole. A tăcut, așteptând parcă răspunsul meu sau o întrebare din partea mea. Și eu am tăcut. Chemarea acestei generații este alta, a continuat el, și tu trebuie să salvezi lumea, dar că trebuie să o faci în alt mod. Trebuie să înțelegi că în tine se găsește o mare putere care poate fi cultivată și extinsă, o energie a minții care se numește rugăciune. Asta mi s-a spus, dar presupun că nu știu încă folosul acestui lucru. Lama a zâmbit și s-a ridicat în picioare, cu o licărire în ochi. Ei, a spus el, dar îl vei ști, cu siguranță. Mă odihneam întins în camera mea și mă gândeam la recenta mea conversație cu lama. Terminase brusc întâlnirea, concedind cu un gest toate posibilele alte întrebări. Du-te și odihnește-te, îmi spuse, chemând câțiva călugări cu sunetul unui clopoțel. Vom vorbi din nou mâine. Mai târziu, Jampa și Yin m-au pus să le povestesc tot ce spusese lama, dar adevărul era că lama lăsase mai multe întrebări decât răspunsuri. Tot nu aflasem unde era Will, nu știam ce înseamnă cu adevărat chemarea Shambhalei. Lucrurile mi se păreau interesante, dar periculoase. Yin și Jampa nu știau mare lucru. Restul serii am mâncat și am admirat peisajul și ne-am dus la culcare de vreme. Din nou mă uitam la tavan, incapabil să dorm, cu gândurile alergându-mi prin cap. M-am gândit la tot ceea ce trăisem în Tibet și apoi am căzut într-un somn odihnitor. M-am visat fugind de mulțimi în Lhasa și căutând ascunzătoarea într-o mănăstire. Călugării m-au privit și mi-au trântit ușa în nas. Soldații mă urmăreau, alergam printre pajiști și alei cu speranțe aproape năruite, când, la capătul unei străzi, am privit în dreapta și am văzut un loc mai luminat decât altele, cum mai văzusem de câteva ori. M-am dus într-acolo. Lumina a dispărut gradat, dar în fața mea se afla o poartă. Soldații veneau după mine. Am deschis poarta și m-am pomenit într-un peisaj înghețat. M-am trezit imediat. Unde eram? Încet, încet am recunoscut camera, m-am ridicat și m-am dus la fereastră. Zorile înroșau cerul spre răsărit. Am încercat să scutur visul și să mă culc din nou, dar nu se mai putea. Eram treaz de-a binele. M-am îmbrăcat și am ieșit în curte, lângă grădina de legume. M-am așezat pe o băncuță de fier forjat. Priveam răsăritul, când am auzit o mișcare în spatele meu. M-am întors și am văzut pe cineva ieșind din clădire și îndreptându-se spre mine. Era lama Rigden. M-am ridicat. S-a plecat în fața mea. Te-ai sculat de vreme, mi-a spus. Sper că ai dormit bine. Da, i-am spus. Lama a aruncat semințe în bazinul cu pești. Luciul apei s-a tulburat când peștii s-au grăbit să apuce mâncarea. Ce ai visat, m-a întrebat, fără să mă privească. I-am spus despre urmărire, despre zona luminoasă, m-a privit uluit. Ai mai avut experiența aceasta în realitate? A întrebat. De câteva ori, de când sunt în Tibet. Lama, ce se întâmplă? A zâmbit și s-a așezat pe o altă bancă în fața mea. Ești ajutat de către Dakini. Nu înțeleg, ce sunt Dakini? Will i-a lăsat lui Yin un bilet în care pomenea despre Dakini, dar n-am auzit nimic mai înainte. Fac parte din lumea spirituală. Apar de obicei ca femei, dar pot lua ce formă doresc.
În Occident li se spune îngeri, dar sunt mult mai misterioși decât par. Mă tem că numai cei din Shambhala îi cunosc cu adevărat. Legenda spune că ei aduc lumina Shambhalei. A tăcut o secundă, privindu-mă intens. Te-ai hotărât să urmezi chemarea? M-a întrebat. Nu știu ce să fac, am spus. Legendele te vor călăuzi. Ele spun că este momentul ca Shambhala să fie cunoscută și recunoscută, pentru că mulți vor începe să înțeleagă cum se trăiește în Shambhala, să înțeleagă adevărul energiei rugăciunii. Rugăciunea nu este o putere de care îți dai seama numai când te așezi într-o anumită poziție și spui anumite cuvinte. Rugăciunea nu funcționează numai în aceste momente, ci și în altele. Vorbești despre un câmp constant de rugăciune? Da. Orice dorim sau așteptăm, bun sau rău, conștient sau inconștient, aducem în realitate. Rugăciunea are o energie, o putere care emană din noi în toate direcțiile. Pentru majoritatea oamenilor care gândesc lucrurile în mod obișnuit, această putere este slabă și contradictorie. Pentru cei care par să reușească totul în viață, oameni creativi și plini de succes, acest câmp de energie este puternic, deși încă inconștient. Cei mai mulți au un câmp puternic pentru că au trăit într-un mediu în care au învățat să ia succesul de drept ceva ce li se cuvine. Sunt oameni care emulează modele foarte puternice. Legendele spun că nu va trece mult și oamenii vor afla despre această putere și își vor înțelege abilitatea de a folosi, întări și extinde această energie. Ți-am spus toate acestea ca să înțelegi cum să răspunzi chemării Shambhalei. Pentru a găsi acest loc sfânt, trebuie să-ți extinzi sistematic câmpul energetic, până vei avea destule putere creativă pentru a merge acolo. Procedura este descrisă de legende și are trei pași importanți. Mai există și un al patrulea, dar este cunoscut doar de cei care au ajuns deja în Shambhala. De aceea, găsirea ei e atât de grea. Chiar dacă îți extinzi suficient energia pentru a putea parcurge primii trei pași, trebuie să primești ajutor pentru a găsi calea spre Shambhala. Dakinii trebuie să-ți deschidă poarta. Ai spus că dakinii sunt ființe spirituale, sunt suflete plecate în viața de dincolo, care s-au întors pentru a ne călăuzi pe noi? Nu. Dakinii sunt alt gen de ființe, care acționează pentru trezirea și protecția oamenilor. Nu sunt și nu au fost vreodată oameni. Sunt un fel de îngeri? Sunt ceea ce sunt, a spus Lama, zâmbind. O realitate. În fiecare religie se numesc altfel, pentru că fiecare religie are un alt mod de a-L descrie pe Dumnezeu și de a-I îndruma pe oameni în viață. Dar peste tot, experiența lui Dumnezeu, energia al iubirii, sunt exact aceleași. Fiecare religie are istoria ei, relația ei cu oamenii, mesajul ei, dar există un singur izvor divin. Da, sunt la fel ca îngerii. Deci nici tu nu ești doar budist. Cultul nostru și legendele își trag seva din budism, dar eu sunt pentru sinteza tuturor religiilor. Cred că în fiecare există un adevăr care le lipsește celorlalte. Putem face asta fără ca tradiția fiecăruia să-și piardă suveranitatea. M-aș putea numi și creștin, de exemplu, sau evreu, sau musulman. Cred că în Shambhala există preocuparea pentru această integrare. Ei lucrează în același spirit în care Dalai Lama acordă inițierea în Kala Chakra, oricui are o inimă sinceră. Mă uitam la el, încercând să înțeleg totul cât mai bine. Nu te strădui să înțelegi totul dintr-o dată, a spus Lama. Trebuie doar să reții ideea că integrarea adevărurilor fiecărei religii este importantă dacă vrei ca energia rugăciunii tale să fie suficient de mare ca să învingă primejdia fricii. Și să nu uiți că dakinii sunt o realitate. De ce ne ajută, am întrebat. Lama a respirat adânc. Întrebarea mea a apărut să-i atingă o frustrare. Toată viața am încercat să înțeleg asta, a spus el într-un târziu, și trebuie să recunosc că nu știu. Cred că acesta este un mare secret al Shambhalei și noi nu-l vom înțelege până nu vom înțelege Shambhala. Și crezi că dakinii mă ajută și pe mine? Am întrebat. Da, pe tine și pe prietenul tău, Will. Și pe Yin? El unde e în toată povestea asta? Yin l-a cunoscut pe Will în această mănăstire. Și el te-a visat, dar într-un context diferit față de visul meu sau al altor lama. Yin a fost educat în Anglia și cunoaște bine modul de viață și gândire occidental. El este un fel de ghid al tău, dar are și el îndoielile lui, cum probabil ai observat. El face asta pentru că nu vrea să dezamăgească pe nimeni. Te va călăuzi cât de mult va putea. A tăcut o clipă și m-a privit.
Și guvernul chinez am întrebat, ei ce vor? De ce îi interesează atât de mult tot ce se întâmplă? Lama și-a coborât privirea, nu știu. Simt și ei că se întâmplă ceva legat de Shambhala, ei au încercat mereu să distrugă spiritualitatea tibetană și ne-au descoperit cultul. Trebuie să fii foarte atent, le este foarte frică de noi. Priveam în zare, gândindu-mă la chinezi. Te-ai hotărât? M-am auzit întrebat. Adică dacă știu încotro să o iau? Da. Nu știu, nu cred că am atât curaj. Risc să pierd totul. Lama m-a privit cu înțelegere și a dat din cap. Mi-ai spus lucruri care sunt o provocare pentru generația mea, am spus. Încă nu le înțeleg. Războiul mondial, ca și războiul rece, au fost provocările generațiilor trecute. Tehnologia a pus arme teribil de periculoase în mâinile națiunilor. Fiecare, cu febra ei naționalistă, cu totalitarismul din ea, a încercat să supună alte țări, unele democrate. Această amenințare ar fi fost și realizată dacă n-ar fi fost oameni care să lupte și să moară pentru a apăra adevărul și democrația. Sarcina noastră este diferită de cea a părinților noștri. Misiunea generației tale este diferită de cea a generației care a luptat în al doilea război mondial. Ei au luptat cu tirania prin violență, cu brațul armat. Tu trebuie să lupți împotriva ideii de război și a conceptului de dușman. Îți trebuie mult eroism pentru asta, înțelegi? Părinții tăi nu erau pregătiți pentru ce au trebuit să facă și au făcut. Și tu vei face la fel. Forțele totalitarismului nu au dispărut, doar nu se mai exprimă prin imperialism. Tirania de acum este internațională și mult mai subtilă. Dependența noastră de tehnologie o avantajează, la fel și dorința de tot felul de credințe și compromisuri. Fără nicio teamă, ei încearcă să concentreze puterea tehnologică în mâna unei elite mici, astfel încât puterea lor economică să nu mai poată fi subminată niciun fel și evoluția ulterioară a lumii să fie controlată de ei. A te opune cu puterea pe care o ai tu este imposibil. Democrația nu poate fi păstrată decât făcând încă un pas în evoluția libertății. Trebuie să folosim puterea viziunilor noastre, puterea așteptărilor noastre prin rugăciune continuă. Această putere e cea mai mare dintre toate. Trebuie să o stăpânim, să o folosim, până nu este prea târziu. Există semne, ceva ce schimbă în Shambhala, începe să se deschidă. Se face un fel de salt. Lama mă privea cu hotărâre. Tu trebuie să răspunzi chemării Shambhalei, mi-a spus apăsat. Numai așa poți urma calea pe care părinții au deschis-o pentru tine. Cu aceasta din urmă m-a umplut de temeri. Ce trebuie să fac, am întrebat. Să-ți extinzi energia. Nu-ți va fi ușor din cauza fricii și a furiei. Dar dacă insiști, poarta îți va apărea și se va deschide. Poarta? Da, legenda spune că sunt mai multe porți spre Shambhala. Una în estul Himalaiei, în India, alta în nord-est, la granița cu China, și una în Rusia, în nordul îndepărtat. Semnele te vor duce spre cea potrivită. Când totul va părea pierdut, caută-le pe Dakini. Lama vorbea când Dina a intrat în încăpere, cu bagajele noastre. Bine, am spus, simțind și mai multă teamă, voi încerca. Vorbeam, dar nu-mi venea să cred că eram eu cel care spunea aceste cuvinte. Nu-ți fie teamă, a spus Lama Rigden. Yin te va ajuta, nu uita că înainte de a găsi Shambhala trebuie să mărești energia care emane din tine către lume. Nu vei avea niciun succes fără asta. Trebuie să înveți să stăpânești puterea așteptărilor tale. L-am privit pe Yin. Zâmbea. Este timpul, a spus el.